Felicitări în primul rând pentru acest rol. Spune-mi, cum a apărut actoria în viața ta? Păi, prima am început să joc în musicalul și după aia aici. Dar tata, când a văzut că ești atras de actorie și nu de fotbal, ce a zis? Păi, eu sunt atras și de fotbal și de actorie, îmi plac ambele. A zis să continui cu actoria, pe ce sunt mai bun. Primul serial de anvergură, Clanul, pentru tine. Cum te-ai adaptat la filmări? A fost pe ușor, că sunt obișnuit, că am avut și la școală serbări și tot am repetat și musicaluri. Cum a fost interacțiunea cu Cătălina, cu George Mihăiță, personajele cu care interacționezi așa mai mult? A fost o interacțiune foarte bună, mai ales că noi avem ca familie. Ce sfaturi ți-au dat înainte de filmări? Să fac pauze între replici și să las să-i vorbească la replici. Care a fost cea mai grea scenă pentru tine, care te-a solicitat cel mai intens? Cred că explozia mașinii din sezonul 1 sau 2, nu mai știu. Pentru că trebuia să mă încarc emoțional și să plâng. Mama vine de obicei cu tine la filmări? Întotdeauna. Este alături de mine întotdeauna, oriunde mă duc. Cum ai reușit să mergi în paralel și cu școala? N-am lipsit atât de mult de la școală, doar că când erau nocturne, eu lipseam primele 2 sau 3 clase. Care e feedback-ul pe care îl primești de la ei, de la profesori? Am vreo 2-3 colegi din clasă care se uită și profesori câteodată, dar nu prea au timp, că trebuie să predeze, să facă materiale, și îmi zic felicitări să continui. Ce mai urmează pentru tine? Sincer să fiu, nu știu, aștept cât mai multe proiecte și Doamne ajută să le iau. Multă baftă! Îmi doresc să fiu actor și e chiar o meserie bună. Având în vedere că ai proprii bani în urma acestui rol, ți-ai cumpărat așa ceva care să-ți amintească de perioada asta în care jucai în Clanul? Nu știu, mi-am luat primii mei Adidas scump și cam atât. Am mai dat pe la familie, ne-am mai cumpărat câteva chestii, cadouri și cam atât. Mamei ai făcut așa o surpriză fără să știe să iei ceva deosebit? Da, i-am luat un buchet de flori mai.